trebuie să încep cuvântul meu spunând că am de la început un dușman care mă privește cu multă atenție. Este o femeie bătrână, ridată, cu părul vâlvoi. Este imaginea timpului, care este neiertătoare. Sigur că aici, fiind ultimul, trebuie să încep prin a mulțumi înalt preasfinției sale Teodosie pentru cuvintele bune adresate pentru mine, celor doi soți slujitori ai artelor și mai ales domnului Marcel Boroș, care a organizat acest lăcaș și în cadrul lui, din când în când, are conferințe strălucite de se mari evenimente sau personalități ale timpului, cum este în momentul de față imaginea bunicului domniei sale, Ion Boroș, un om decorat cu 7 medalii, virtutea militară, în timpul războaielor, a cel puțin 3 războaie desfășurate între 1913-1919. Din întâmplare, datorită familiei mele, cunosc ce s-a întâmplat cu Ion Boroș în 1919 la Budapesta. Generalul Marcel Olteanu, unchiul meu, și ziaristul Radu Cosmin, un pseudonim sub care se ascundea profesorul Nicolae Tănăsescu, au arătat că la 4 august 1919, în Budapesta, pe portdrapelul Parlamentului din oraș, s-au cățărat 2 olteni craioveni care aveau hainele cam șerpelite, nu-i adevărat. Aici i s-a spus lui Marcel, de alt general, am auzit în familie, în copilăria mea, și n-ai spus adevărul, Marcel. Erau îmbrăcați în uniforme dați de armata canadiană. Olarea erau niște uniforme remarcabile, de un albastru foarte frumos. Cei doi soldați olteni, ajutați de un al treilea, de Ionuț Boroș, au înlocuit drapelul Republicii Sfaturilor, condusă de evreul Belacon, să-l numea de fapt, cu o pincă românească. Au pus o pinca să fluture în vârful de portdrapelului. Prezan, care era la Oradea și era comandantul suprem al trupelor, l-a întrebat pe Marcel Olteanu dacă e adevărat. Marcel i-a spus, da, eu am ordonat asta. Și a fost un act eroic, istorisit din cartea de memorii Husarul Negru al lui Marcel Olteanu și în cartea lui Radu Cosmin, Campania de la Budapesta. O culegere de articole. Nu putea să scrie o carte fluviu. A făcut și el ce a fost. Dar ei s-au referit și la cel mai însemnat și vechi sfânt
din istoria românilor, la Sfântul Nicolae. Trebuie să știți că atunci când apare o nouă religie, apar și noi sfinți, apar și noi personalități. Și a doua mare personalitate între sfinții care au apărut a fost acest Sfânt Nicolae, care a trăit, după informațiile avute, între 270 post-Cristum și 343 post-Cristum, undeva în zona Levantului, adică în orașul Mira din Licia. Este o situație cu totul deosebită, căci se trăgea dintr-o familie de oameni bogați, negustori, care însă au murit datorită unei epidemii de ciumă. El îmbrățișase cariera militară, însă a trecut repede la noua religie, la creștinism, ceea ce l-a făcut pe imperatorul Diocletian să-l închidă. A stat cu masă și casă gratuit de la imperator, până când a fost eliberat de noul imperator, de Constantin cel Mare. A profitat de relațiile de familie. Avea un unchi care era episcop. Acesta l-a ajutat să intre în cinul preoțesc și să progreseze repede pe scara eclesiastică, devenind și el episcop. În această calitate, în 325 a participat la primul sinod ecumenic, cel de la Nicea. Acolo discuțiile au fost aprinse. S-a pus problema între recunoașterea Trinității sau revenirea la monoteism al filosofiei iudaice, ceea ce nu era de acceptat. Nicolae, fiind mai militar, mai violent, i-a tras două palme lui Arie, care era cel care conducea curentul monofizit. Împăratul atunci i-a ridicat însemnele de episcop care îi dădeau dreptul să participe la sinodul ecumenic. Însă, legenda spune că însăși Spiritul Fecioarei Maria a venit, i-a redat însemnele, l-a readus în stare de episcop. A fost episcop în orașul Mira și acolo se spune că a făcut o serie de minuni. Prima din acestea e a celor trei virgine. Se spune că în oraș exista un bătrân sărac cu trei fete. N-avea bani să le dea zestre ca ele să se poată mărita. Aflând despre aceasta, Nicolae a luat o pungă cu bani și a aruncat-o noaptea pe geamul bătrânului. Acesta fericit a măritat prima fel. A doua noapte a procedat la fel. Ei, bătrânul uimit s-a așezat la pântă. A descoperit că cel care arunca bani era Nicolae. Nicolae atunci l-a rugat
să nu dezvăluie taina și să o prezinte ca o minune. A doua întâmplare deosebită a fost aceea că el s-a rugat la capul unor copii bolnavi. E, aici, într-adevăr, e o minune, pentru că acești copii s-au vindecat. S-au sculat din pat și s-au vindecat. A treia a fost că, aflând că există o stare de foamete în Pera, în Constantinopol, el a oprit niște încărcături cu grâne și le-a trimis în acele orașe. A patra chestiune legată tot de minuni, că a fost o furtună cumplită în zona aceasta a Levantului, unde sunt multe stânci, multe grote, și atunci el s-a rugat pentru oprirea furtunii și pentru aducerea în ajutor a populației esenienilor, unii din primii creștini, care i-au salvat pe Marina. De atunci a fost numit Sfântul Marinarilor. A fost o chestie extraordinară să se oprească fântâna și să vină oamenii pe țăr, să fie salvați de rugăciune Sfântului Nicolae. A mai făcut ceva. A mers în temniță și s-a rugat pentru cei care furaseră. Mulți s-au căit. De atunci a devenit protectorul poliției și al hoților. Au fost multe povestite de Nicolae, trecute în Cartea Sfinților, scrisă de înalt preasfinția Sadositei. A murit. Era foarte cunoscut atât în lumea orientală, cât și mai puțin în lume. În lumea occidentală ajunge să fie cunoscut, mai ales datorită cruciaților, care preiau figura găsită în drumul lor și o aduc acasă. În lumea orientală, un rol deosebit l-au avut preoții atoniți, care, prin drumurile lor lungi, au făcut ca figura lui să fie cunoscută. Dar a apărut iconoclasmul, distrugerea icoanelor. În această situație, cu totul aparte, este distrusă și pictura de șevalet și pictura murală pe pereții bisericilor și oarecum se micșorează influența și cunoașterea figurii Sfântului Nicolae. Dar aici intervine harul poporului român, care atunci ocupa o suprafață mult mai întinsă decât România de azi. Gândiți-vă numai la cei din sudul Dunării, la Machetul Român, la Meglenul Român și așa mai departe, la Fâșeroți. Am scris o carte în ultimul timp în care am vorbit despre personalitățile acestea. În lumea aceasta, creștinismul se răspândește prin apostol și prin preluarea de către oamenii de rând. Deci, are caracter apostolic și popular. Și aici apare Sfântul Nicolae, care este de esență
atonită, pentru că el este adus de al doilea mitropolit al românilor, de la Athos, din Cutlumus. Este pictat la Cutlumus. Și acolo Deisisul nu arată, cum spune Daniel Barbu sau alții, nu știu, care habar n-au de istoria artelor, dar datorită, nu știu, căror carențe politice încearcă să spună că Deisisul arată o închinare a lui Nicolae Alexandru față de catolicism. Habar n-are ce scrie. Am arătat într-o carte despre pictura brâncovenească această chestiune. Foarte clar, foarte clar este că acest Deisis pune problema relației cu Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae este într-adevăr un sfânt care răspândește ortodoxism. Dovada în acest sens este că primele și marele biserici ale românilor sunt biserici care au ca hram Sfântul Nicolae. Gândiți-vă dumneavoastră la bisericile din Oltenia, la un turnul Severin. Eu am scris ultimul și cel mai bun studiu despre cetatea Severinului și am arătat că acolo bisericile sunt ortodoxe și închinate Sfântului Nicolae. Gândiți-vă la Vodița, la Tismana, la Bumbești, gândiți-vă la Strehaia, am fost la Strehaia recent pentru cenotaful lui Mihai Viteazu. Gândiți-vă după aceea la cea mai mare și mai frumoasă biserică ortodoxă din sud-estul Europei din secolul XIV, Biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. Sunt niște monumente remarcabile care sunt închinate de domnii basarabi și mai ales de ramura drăculeștilor, cea mai puternică din rândul basarabilor, Sfântului Nicolae. Au toate hramul Sfântului Nicolae. Vedeți dumneavoastră, trebuie să țineți seama și de altceva. Trebuie să țineți seama că și în Moldova primele biserici domnești ale mușatinilor, cele de la Rădăuți, au ca hram tot Sfântul Nicolae. Ori acest arc peste timp nu este întâmplător. Probabil, dacă se ține seama de uniforma neagră a gărzilor dintr-o parte și din alta, dacă se ține seama de legăturile de rudenie între cele două familii, dacă se ține seama de modul în care s-au ajutat, atunci, sigur că trebuie să puneți problema unei înrudiri a celor două mari familii domnitoare, dovedite prin hram, dar și printr-o serie de alte documente. Este o chestiune extraordinară. Gândiți-vă dumneavoastră și la faptul că Mihai Vodă Viteazul cumpără în 1599 o mână dreaptă
a Sfântului care devine moaște pentru Biserica Sfântul Nicolae din București. Ulterior e Biserica Sfântul Mihai. Mă rog, nu vă spun, comuniștii au crezut că această biserică ar fi fost ridicată de Sfântul Mihai, doreau să o dărâme, noroc că s-a intervenit întâi și Ceaușescu, în mintea lui, n-a dărâmat-o pentru că eu săpam la un cimitir de ciumați, ciumaților care așa, el se îndrepta spre biserică să o vadă, eu nu i-am dat mâna spunându-i că nu vă pot da mâna pentru că sunt într-un cimitir de ciudați și a fugit în toată viteza care îi oferea Mercedesul și așa a scăpat biserica. Vă spun un fapt real, dar vedeți dumneavoastră, mai sunt și alte întâmplări. Aici este o altă chestiune la care pontiful Urban al II-lea contribuie din plin. Acest pontif, creator al cruciadelor, oferă mitropolitului Efrem din Kiev o moașă, o parte a trupului Sfântului Nicolae. A fost un act extrem de important, deoarece venea imediat după Marea Schismă din 1054. A încercat să împace confesiunea de Est cu cea din Vest. Vedeți dumneavoastră, Kievul atunci era centrul Rusiei, centrul credinței ruse. Era un oraș splendid, cu lavra pe Cerskaku, o mulțime de alte minuni. Și acest oraș poate să contribuie la o diminuare a cercurilor din Orient și Occident. Este o situație cu totul și cu totul deosebită. Moscova nici nu exista atunci. Era, mă rog, un sat undeva în păduri. Moscova se va ridica mult după tătare, de fapt, nu după tătar, după mongoli, pentru că există două popoare diferite, mongoli și tătar. La noi, toți oamenii ăștia de cultură fac o confuzie deosebită. Vedeți dumneavoastră, Mihai Viteazul aduce această moaștă. Moașta nu prea s-a văzut. Este, în primul rând, o casetă. O casetă din argint aurit, care are pe capac, pe Sfântul Nicolae, care e în picioare, are în mână Evanghelia și cu mâna dreaptă binecuvântează oamenii. Sunt patru cleme, patru balamale care închide, se deschide și înăuntru pe un suport de catifea. Vă spun ca un om care am văzut-o. Da, a fost văzut în 1969 datorită părintelui Didilescu și acum vreo 3-4 ani datorită părintelui Cărămizaru de la Sfântul Gheorghe Nou. Unde este caseta? Înăuntru este mâna dreaptă cu degetele aranjate în formă de cruce, se face cruce. Vârfurile degetelor
acestea sunt trei defecte, sunt mutilate. În rest, mâna este îmbrăcată într-o foiță de aur. Se spune de către oameni ai vremii că Mihai Viteazul a dat 3.000 de taleri venețienilor ca să cumpere această moaște. Vă întrebați cum a ajuns. Ia moaștele Sfântului a fost întâi la Mira. Acolo a fost îngropat. Marinarii venețieni și din Bari, auzind că acolo vin arabii, au organizat o grupare de pirați, ce știau ei mai bine să facă, s-au dus în Mira și au luat de acolo oasele mari ale Sfântului. Ca să nu rămână mai prejos venețienii, au venit și au luat și ei restul oaselor și le-au lăsat acasă. La Bari, Urban al doilea a ridicat o biserică specială, Pontiful Urban al doilea, o biserică specială pentru acoperirea moaștelor Sfântului Nicolae. De aceea a rămas numele Sfântului Nicolae din Bari. Restul moaștelor s-au dus la Veneția și cum Evul Mediu a fost o perioadă de tranzacționare a moaștelor, se vindeau ca la piață și venețienii le-au vândut unde a putut și așa a putut Mihai Viteazul să cumpere mâna dreaptă care a adus-o în București. A lăsat-o întâi la Sfântul Nicolae, de unde a fost mutată de Cantacuzin la Biserica Sfântul Gheorghe în locul. Această mutare s-a făcut în timpul lui Constantin Vodă Brâncoveanu. A putut să fie ascunsă de turci cu artă acolo și a rămas până în zilele noastre. Problema mai mare este aceea că Sfântul Nicolae rămâne unul din mari sfinți ai românilor. Și v-am spus că, de pildă, bunicul meu, profesorul Nicolae Ciobanu, care era capitan în timpul primului război mondial, a fost Nicolae participant la luptele din 1917, a luptat între vânătorii de munte sub comanda colonelului Zizi Cantacuzino Grăniceru, a fost omorât datorită unei trădări a unor soldați bulgari, a murit în spital la Predeal, în mână cu o scrisoare de la mama mea și a fost decorat post-mortem cu nou apăruta decorație Mihai Viteazul, clasa 3-a. Spre deosebire de bunicul domnului Marcel Boroș, căruia încă o dată îi mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe, a avut o singură decorație acest Mihai Viteazul. Bunicul domnului Boroș a avut 7 decorații, ceea ce poate că e unic. Rețineți aceasta ca să știți pe viitor. S-a mers mai departe de aici. S-a mers mai departe deoarece
imediat s-a cerut sfințirea bisericilor și hramul Sfântului Nicolae. Au fost apărate bisericile cu hramul Sfântului Nicolae, apărate de comuniști, îngrijite, reparate, s-au făcut eforturi, numai eu știu ce eforturi au făcut epitropii, credincioși, pentru îngrijirea și apărarea bisericii. Și astfel, pentru român, în mintea, în sufletul românilor, rămâne un mare sfânt. Un mare sfânt al apărării neamului. Și în momentul în care s-a pus problema rezistenței în fața armatelor sovietice, cei care s-au ridicat în primul rând în Consiliul de Coroană au fost purtătorii hramului Sfântului Nicolae. Ștefan Ciobanu, profesorul universitar de istoria literaturii române, a fost singurul și cel mai puternic vorbitor din Consiliul de Coroană din 26 iunie 1940, care a cerut în numele lui și al Sfântului Nicolae să fie apărată țara împotriva intrării aici a sovieticilor. A luat-o înainte de Nicolae Iorga. Să vorbește de Nicolae Iorga, vorbesc niște ignorați. Ștefan Ciobanu a fost primul și Ștefan Ciobanu a mulțumit Sfântului Nicolae, care a adus un profesor cu același nume, între ei să vorbească pentru rezistență. Într-adevăr, a fost marele sfânt apărător al românilor, care s-a păstrat, există și trebuie să-i păstrați recunoștință pentru tot ce a făcut, pentru acel Sfânt Nicolae ridicat la Răiuți, locul de origine al domnului Marcel Boros, pentru ce a făcut pentru toți Nicolae care și-au vărsat sângele pentru țara asta. Vă mulțumesc!